La toți de față și viitori, sănătate! Sunteți la Vreau să știu, la podcastul nostru săptămânal. Mii de mulțumiri că ne urmăriți în număr atât de mare și asta nu este doar așa o mulțumire de moment, ci este de vreun an și jumătate. Astăzi avem un invitat special și când spun special nu mi-am luat perie nouă, o să vedeți de ce. Pentru că există o contradicție în termeni. Omul e specialist în vânzări. A fondat o companie, este public speaking, vorbește despre vânzări. Dar lema lui, sigla lui, logo-ul lui este arta de a nu vinde. Și am pus accent. Dragi prieteni, Andrei Dunuță. Salut și bine ai venit. Salut Cătălin, bine te-am găsit. N-am greșit. Deci arta de a nu vinde, da? Da, ai greșit și n-ai greșit. Să o luăm cu începutul, dar să începem cu finalul minte. Bună asta, finalul, da. Minte este că oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. Corect. Și oricine își dorește până la urmă să aibă o discuție despre celălalt, care să-l facă să gândească, să simtă și la final să zică, bă, sunt de acord cu tine, cumpăr. Eu sunt de acord cu tine, acum iartă-mă, la început, adică tu dacă vii și încerci să-mi vinzi ceva, lasă-mă. E cazul când intri în magazin, știi, vă ajut cu ceva, lasă-mă un pic. Bravo. Da? Ia gândește-te, Cătălin, cea mai proastă întrebare din istoria vânzărilor în retail este cu ce vă pot ajuta? Da. Ai spus de ea. Când am luat foc, deja. Da. Lasă-mă în pace, te rog. Care, dar paradoxul este așa, dacă iei această întrebare din magazin și o muți acasă, sau la muncă, bun, ea are o conotație pozitivă. Corect. Cine te mai întreabă de nicăieri, Cătăline, cu ce te pot ajuta? Așa este. E ceva ciudat, dar de bine data asta. Da. În magazin, traducerea de fapt, pe care nu mai avem timp să o vedem ca subtitrare la Netflix, este așa. Cătăline, îți vând și eu ceva astăzi, că avem target. Tu zici, nu bre, dacă e ceva, cumpăr eu măcar singur, lasă-mă. Da. Ok? Da. Dar după aia tot la tine ajung, că zic, stai așa, că n-am găsit XL-ul pentru ăștia pufoși. În 30 de secunde sau într-un minut vin la tine. Auzi, poți să mă ajuți? Exact. Deci ăla cu ajutorul de la început când te-am refuzat? Da. Dar uite, de exemplu, eu am avut un proiect de training pentru o companie în zona asta. Nu, dar poți să zici, adică dacă vrei să... Era în zona de beauty și trebuia să găsim o alternativă la această întrebare. Cu ce vă pot ajuta? Și trial and error, am stat, am gândit care e psihologia din spate, până la urmă am plecat de la ideea asta că oamenilor nu le place să li se vândă, dar iubesc să cumpere. Și am ajuns la o rată de conversie incredibilă. La început, 2 din 10 femei continuau discuția, deci 8 ziceau, nu, e ok, mă uit, nu, mulțumesc. La sfârșit, după ce am implementat ce spostesc, 8 din 10 continuau conversația. Exact invers. Exact. Care era abordarea? Era așa. Bun. Bună ziua, bine ați venit, simțiți-vă liberă, sunt aici pentru dumneavoastră dacă aveți nevoie. Exact invers. Da, și ce ziceau doamnele? Da, dacă tot așa căutam un parfum mai lemnos, așa mai aceeași femeie care dacă era abordată cu bună ziua, bine ați venit, cu ce vă pot ajuta? Dom'le, mă uit, e ok. Cu același parfum lemnos în minte, dar vrând să aibă libertatea de a alege. De fapt, asta este, Cătălin. Diferența dintre arta de a nu vinde și arta de a vinde ține foarte mult de libertatea omului de a lua decizii. Asta vreau să te întreb. Există o explicație? Da, științific. Adică tot la tine ajung să mă ajuți. Exact. Dacă am nevoie. Gândește într-un magazin de bricolaj și se duce bărbatul ăla șmecher, vânătorul, da? Și când intră, cu siguranță 90% te duci la cineva să te ajute. Clar. Nu găsești din prima ce ai. Dar tu dacă vii și îmi spui direct cu ceva, bă, nene, stai un puțin că de-abia am luat căruțul ăsta și abia am intrat, nu știi ce... Și mai este o chestie, exact. Nu doar că nu știi ce am nevoie, dar mai este o chestie. Ți se activează orgoliu de bărbat. Pe cum, dumne, eu mă descurc. Am venit pentru un bidon de vin arom, nu? Exact. Și după aceea ajungi acolo, sunt 60 de găleți. Zice, opa, stai ușor. Tot acolo ajungi. Exact. Deci întrebarea este cum poate ca omul de vânzări, care în paranteză poate fie părinte, manager, soție, adică cine are actul de a convinge. Noi folosim expresia asta om de vânzări, fie că sunt oameni care trăiesc din asta și lucrează, da? Sau că sunt oameni care inițiază un act de convingere.
vorbim despre un părinte care vrea să convingă un copil să se îmbrace sau să meargă la gredi sau așa mai departe. Eu, de exemplu, în fiecare dimineață fac vânzări. Trebuie să conving, să conving fetița să meargă la gredi, că e bine. Să trăiască, corect. Mulțumesc. Da. De, și la tot fel, un fel de... Păi este. Dacă ești un bărbat singur și vrei să intri într-o relație, trebuie să te vinzi. Act de vânzare. E un act de vânzare. Sau de cumpărare din partea celelalte. Și atunci ne întoarcem mereu la bază. Deci, dacă eu aș vrea, eu să zicem, nu eu, un bărbat care este singur să fie într-o relație, are două variante. Fie școala veche, arta de a vinde. Salut, salut, eu sunt Andrei. Te-am văzut în club, îmi place, în fine. Da, e despre mine, de trebuie să fiu impunător, agresiv, în fine, insistent. Partea a doua este să aleg arta de a nu vinde. Adică să mă gândesc, să zic, hei, salutare, te-am văzut. Eram super curios, de exemplu, care este cea mai mare pasiune a ta. Adică să fie o chestie de curiozitate, de o calitate a conversației peste medie și despre celălalt, sau în cazul de față despre cealaltă. Bine, până la urmă, cine sunt eu să pun etichete? Că poate fi bărbat cu bărbat sau e o țară liberă, sau așa pare. Dar asta este, cum să zic eu, primul punct important. Cea mai mare putere a clienților în lumea asta este puterea de a alege. Când le dai oamenilor șansa de a alege, dar ești aproape impecabil în felul în care îți construiești argumentația atât rațională cât și emoțională și zici, uite Cătăline, ți-am dat suficient argumente raționale, cifre, statistici, Excel-uri, dar și emoționale, povestii de caz, acum te rog să alegi și mai bine pentru tine. Dar vezi că e foarte mic palierul ăsta, adică exact cum spui, când intru într-un magazin de parfumuri, dacă cel care vine peste mine este insistent, m-a pierdut în 30 de secunde, sau dacă vine, bună ziua, bine, oricum știu că ajung tot la tine. Că exact cum spui tu, sunt 20 de parfumuri, eu știu care e lemnos, care e bergamot, cunosc 1, 2, 3, probabil care m-a mai dat sau pe care, dar tot la tine ajung. Deci ideea este că eu plecând de acasă, domnule, dacă nu știu exact că pe ăla vreau să-l cumpăr, dă-l în coace, pachetează-l și plec, tot la tine ajung. Contează modalitatea în care intri în vorbă cu mine. E ca în sport. Iartă-mă, n-ai făcut asta de mic. Păi nu de mic făcut ai făcut? Fotbal. Bun. Fotbal la Dinamo. Ce să vezi? Păi eu m-am accidentat pe la 13 ani, am avut o fisură la genunchi. Am stat vreo 6-7 luni deoparte. M-am întors, am plecat înainte am plecat în concediu medical, să zicem cu ghilimele, goal-getter, eram super ok. Când m-am întors, nu mai aveam încredere în mine. Simțeam că dacă îmi pui mingea pe linia porții, dau pe lângă ea. Serios? Serios, deci e o chestie de mindset. La 14 ani, nu? Da, sau? Și am început să citesc foarte mult despre psihologie, despre programare neurolingvistică, foarte multe elemente în zona de cum funcționează mintea umană. De ce oamenii își pierd încrederea în ei, motivația, neștiind că asta îi spune mai târziu, nu știu, dezvoltare personală sau psihologie. Tu citeai pentru tine cum ar veni. Da, să mă regrupez, efectiv. Am revenit în sport, am avut ups and downs și pe la 19 m-am lăsat de fotbal la Dinamo pentru că am simțit că am pierdut un tren. Nu am avut impresar. Încă o dată vorbim despre niște lecții de vânzări pe care le-am conștientizat după ce m-am lăsat. Dacă aș da timp înapoi, aș avea mai mult curaj să iau cuvântul când cred că mi se face o nedreptate, gen să stai pe tușă versus să intri în teren. Și tu tăceai. Sau erai cu capul. Și nu doar eu, ci și alții care poate corect, meritau. Corect. Doi, că e foarte important în viață să ai un networking relevant și networking însemnând aici să înțelegi că tot ce îți rămâne în business la final de zi sunt relațiile și nu vorbim despre pile și alte lucruri, vorbim despre să poți să-ți dau un telefon, să zic Cătăline, uite, am și eu nevoie de, am o cauză, mă poți ajuta cu treaba asta. Dacă eu să te sun pe tine, trebuie să fim conectați. Corect. Și tu cu altcineva și așa mai departe. Băi, cum îl așteptăm pe omul ăsta? Exact. Deci, că uite, îl face o chestie interesantă, dar nu prea îl bagă nimeni în seamă. Sau, să zicem. Da. Și în cazul sportivilor, despre ce vorbim? Vorbim despre impresari, vorbim despre
a fi conectat cu antrenorul mai mult psiholog, decât ceilalți, atunci psiholog, când e ca tine. Și așa mai departe. Dar chiar tu dacă ai, ai avut psiholog, nu bănuiesc că nu, te întreb acum așa doar. Apoi, normal că primul lucru după acea perioadă ar fi să merg la terapie. Dar vorbesc cu mintea de adult. Da, știu, din păcate. De asta mă bucur că, și uite, sunt foarte mulți fotbaliști, adică 90% din piața din România, care pleacă în afară și se întorc cu coada între picioare. Nu că n-ar fi talentați, ci unu, nu au mindset-ul corect, deci sunt varză pe psihic, și doi, multă vrăjeală. De ce? Că nu mai merge afară cu lipsa de disciplină. Da. Deci, la a doua te-a trimis acasă. Da. Există sportivi și există sportivi de performanță. Și în, în sportul de performanță există sportivi de performanță și campioni în sportul de performanță. Corect. De asta noi avem, am filozofia asta, metafora asta între vânzări și șah, și e de la pion la campion. Da. Dar tu după ce te-ai lăsat, te-ai apucat de șah? Sau... Nu, șahul mi-a plăcut de când eram mic, mă jucam... Dar iartă-mă fix o secundă, tu când ai terminat cu fotbalul, l-ai terminat așa, ai închis ușa și gata? N-ai cum, e un drog, n-ai cum. Joc în fiecare săptămână, așa, n-ai cum. Dar ai uitat ce înseamnă profesionist, da. Jucător da. Profesionist, gata. Mă uit la fotbal, echipa mea preferată e Borussia Dortmund, din afară... Aoleu, ai suferit acum o lună, da. Fix acum o lună. Incredibil. Fix ca la o lună. Ca la copii mici s-a întâmplat. Da. Napoli de acolo, acolo a fost bucurie. Acolo a fost bucurie. Da. 30 și ceva, 34 de ani sau 30. În România, sigur, am rămas cu Dinamo, dar nu sunt... Și aici ai suferit. Da. Din toate direcțiile, se pare. Dar ideea e să știi că nu sunt genul ăsta, să am un problem cu cineva care ține cu Steaua asta la Rapid. Da, da, da. Adică eu merg la Rapid, la meciuri, pentru că e nevoie să salutăm galeria Rapidului, care face un spectacol incredibil. Corect. Adică cred că iar ține de mentalitate, ca și în vânzări, și în business, și în sport. În afară, de exemplu, Cătălin, oamenii merg la fotbal ca la teatru. E un spectacol, adică e un respect pentru actul sportiv ca fiind un act de... E o artă, practic. Dar la noi e cu înjurături, cu toate astea, cu... Și încă o dată, fenomenul ultra e foarte fain și mișto. Eu vorbesc despre ce se întâmplă la nivel de agresivitate gratuită. Și asta are legătură și cu vânzările. Că uite, poți să fii un ultra modern, care să aibă povești, pentru că mâna întinsă care nu spune o poveste... Fii profesionist, ce dracu! Deci poți să ai o super coreografie, să rămâi în istorie și să inspiri oamenii, sau poți să fii agresiv, ca în vânzări, și bună ziua, avem și noi, și haide să vă spun, nu mă interesează, haide doamne, că vă spun eu că vă interesează, fiți atentă. Ciocănitor Audi. Da. Tic, 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 tic. Da. Deci, bun, deci ai terminat cu fotbalul, făceai astea pentru tine atunci, în momentul ăla. Nu te-ai gândit niciodată că alea o să-ți folosească în vânzări peste X ani. Am avut o perioadă la 19 ani când m-am lăsat de fotbal și cred că am plâns săptămâni, luni, că eu puteam să continui, dar am simțit că am pierdut un tren. Știi cum se spune în sport? Da, da. Pierzi un tren. La 19 ani, de multe ori, 20, ești cam în vârstă dacă nu te-ai lansat în sportul de performanță. Bravo. Și mă gândeam că mă bat acolo, Liga a doua, că puteam să joc pe la Dinamo 2, dar a fost, n-am prins nici pe acolo trenul, să mă duc în afară, prin Elveția 2, toate alea. Da. M-am gândit, bă, mă chinui, mai bine stau un pic cu mine, mă regrupez. M-am gândit ce lecții am învățat din toată perioada asta și ghișe, făcând o analiză așa, mi-am dat seama că îmi place să vorbesc cu oamenii. Mă uitam la filmele alea cu Al Pacino, cu discursurile alea în vestiare, Any Given Sunday și alea, exact. Sau care erau, da. Și de fapt mi-am dat seama că, unu, îmi place să vorbesc cu oamenii, doi, eram pasionat de discursurile alea sportive ale lui Al Pacino și numai. Și că de fapt eu îmi doresc să ajung ca antrenor și că aș fi avut nevoie de un antrenor, nu doar de fotbal, ci și care să lucreze cu mine în momente grele. Și din aproape în aproape mi-am dat seama că, fără să știu că înseamnă vânzări, hai să mă duc să lucrez, să vorbesc cu oamenii. Și m-am angajat în vânzări directe bancare. Deci vorbeam despre carduri de cumpărături, credite, în fine, ceva inspirațional. Și în 2009, în plină criză, Cătăline. Dar din entuziasm, din toate lucrurile astea, am făcut istorie. Am fost numărul 1 în vânzări directe bancare și consultant și cu echipele. Și după 5-6 ani am început să dau mai departe. Foarte făcând tare. Training. Și de 8-9 ani antrenez cel mai important echipe de vânzări din România. Speaker de top pentru discursuri la TED și nu numai, pentru că eu sunt trainer de vânzări și prezentări în public. Și cumva asta e
misiunea vieții mele, clar, să ajut oamenii să-și vândă ideile. Dar vezi, e din trauma aia că eu n-am știut să-mi vând ideile mele, da, când eram sportiv. Ai fi fost altul? Da, clar. Accidentarea, Doamne iartă-mă, oricum o aveai. Da. Da? Ideea era cum treci peste ea. Exact. Aia nu mai, adică nu puteai să o eviți că ai citit cărți. Clar. Da. Accidentarea fusese fizic. Da? Acum urma recuperare și ce mai faci? Da, da, recuperarea mentală în primul rând, da, e cea mai grea. Da. Și dacă aș da timp înapoi, asta aș face diferit. Aș înțelege că toate resursele de care am nevoie sunt interne. Facem doar niște scenarii, dar cum psiholog ai fi trecut peste asta? Că n-avem de unde să știm, dar te-ar fi ajutat? Cu siguranță, clar. Mai mult decât, da, decât deloc. M-a ajutat. Decât, da, nimic. Dar... Hai să dăm timp un pic înapoi. Da. Suntem în 2009. Cum era atunci lumea asta? Păi... Nu, nici nu știam să citim public speaking. Nu știam, da, în 2009. În România vorbim. Păi atunci a începuse criza financiară. Corect. Oamenii aveau mai mult arici în buzunare. Adică, du-te, bă, de aici cu public speaking-ul tău. Cu vânzări, cu carduri, cu toate astea. Dar... începuse ușor, ușor, dacă ți-aș aminte, să intervină, era internetul. Adică... Da. Și căutam să mă perfecționez și mă gândeam ce, de unde pot să învăț. Și am descoperit discursul de la TED. Da. Care, na, sunt cea mai tare platformă de discursuri. Acolo e cea mai mare platformă de discursuri inspiraționale, educaționale. Era la început TED-ul și am început să studiez având mintea aia de șahist. Bun. Am văzut sute de discursuri și am căutat să găsesc algoritmul din spatele unor discursuri bune și ce le separa pe alea de discursurile mai puțin bune. Deci eram autodidact, dar a fost un proces anevoios. Când am crescut, mi-am plătit trainer personali să înțeleg ce înseamnă un discurs bun, ce înseamnă un training, un, o vânzare. Existau așa ceva în România în momentul ăla? Nu, sau? Nu. E ca și cum întrebi tu... Suntem de Champions League în momentul ăsta? În sportul românesc, nu. În fotbalul românesc, nu. Dar alții ca tine existau? Adică, bun, trainer nu, dar ceva dornici, cineva care vrea să învețe? Vorbim de 2009, repet, acum cât? 14 ani? 14-15 ani. 14-15 ani. Da. Exista pe piață sau... Nu, nu, nu se fraza așa. Existau training-uri de vânzări, într-adevăr, și așa mai departe. Dar, nu, eu aveam 19 ani. Eu am început să studiez mai în detaliu și să am foarte mult de oferit prin 2013-2014, da? Atunci am început să țin traininguri mai neoficial așa, dar și oficial, deci, adică făceam ca o pasiune. Da. Cum se uita lumea la tine atunci? Sincer, da, sincer. Că tu băteai la niște uși, nu? Sau cum? Deja, da, aveai o experiență și știai cu ce se mănâncă. Mai erau cărți. Da. Când eu am inventat singurul concurs de public speaking din România, de exemplu. Da. Având background-ul sportiv, mă gândeam, băi, dacă există campionat de fotbal între companii, campionat de basket. De ce n-are... Și de ce n-ar fi un campionat de public speaking? Și spun și de ce, Cătăline. La fotbal și na, sunt, iau apărarea, dar și sunt avocatul diavolului, ca Al Pacino în... Da. Așa? Deci, ok, mă duc la fotbal, mă simt bine, alerg cu colegii. Dar când mă întorc în organizație, nu rămâne nicio abilitate în plus. În schimb, dacă eu te antrenez pe tine să îți vinzi o idee de pe scenă, să te susțină colegii la un campionat și așa, când te întorci în organizație, dincolo de good vibe și așa mai departe, rămâne un speaker cu o abilitate care poate să monetizeze treaba asta în continuare. Și hai să-ți dau un exemplu. Ce m-a determinat toată povestea asta să fac mai mult decât și-au imaginat oamenii, a fost să-mi dau seama că e mult mai greu să lucrez cu Cătălin la 38 de ani, de exemplu, decât la 8 ani. Și ghișe, când am aflat că o să fiu părinte, acum 7 ani aproape, am început să mă drăgostesc de ideea de a antrena copiii. Și am luat discursurile de la TED și am zis, vreau să fac sesiuni de-astea TED pentru copii, de 1 iunie. Și am început separat de ce antrenam eu, corporația, antreprenorul de top, să iau de 1 iunie 20 de copii, să-i antrenez un weekend și la finalul zilei să
de 1 iunie să țină un discurs care se numește Mesaj pentru părinți, în fața părinților. Se plângea Cătăline. Îți dai seama ce spuneau copiii de 7-80 ani. Ma. Mesajul era: vreau să petrecem mai mult timp împreună. Asta era. Deci plângea indirect. Și mi-am dat seama că abilitatea de a îți vinde ideile, fie pe scenă, că se numește public speaking, sau de a îți vinde ideile în general, în, sau business-ul tău, proiectele tale, în ce crezi, e ceva ce ar trebui să întâmple în școală. Deci dacă ar fi să, din punctul meu de vedere, știind tot ce știu acum, și atenție, fiind un sportiv care, căruia i-a plăcut cartea, mi-a plăcut matematica, gramatica, eram, mă duceam la olimpiade, adică am luat premiul întâi din clasa 1 până într-a 8-a, pentru că învățam foarte rapid, mintea mea de șahist, învăța din clasă, pentru că în rest eram la antrenamente, cantonamente și eu. Și învățam foarte rapid. E ceva nativ, nu e nu tot ce am, cum se spune așa, da, cu ghilimele. Și ghice, mi-am dat seama că dacă știind tot ce știu acum, dacă aș fi ministrul educației, eu cred că ar trebui să arate materiile așa. Public speaking, debate, educație financiară, educație sexuală, persoasiune, brand personal, cum să folosești social media în favoarea ta, antreprenoriat. Da, după aia, matematică, fizică și așa mai departe. De ce? Pentru că, din păcate, școala îți arată la ce nu ești bun versus la ce putea fi bun. Școala, vrem o țară ca afară. De câte ori n-ai auzit asta, Cătăline? Zilnic aproape. Ok, dar hai să ne comportăm ca afară. Eu mai merg la campionate de debate, de exemplu. Cătălin, vorbeam noi înainte să începem de Franța. Păi, când vezi un francez cum îți argumentează... Iartă-mă un pic, există așa ceva? Nu știu. Campionate de debate, da. În diverse... Și te duci România versus alte 10 țări. Nu știu, de aia. Și, atenție, am fost și pe scenă, dar am fost și în public și învăț. Da, se dă un subiect sau cum? Da, sau... e o moțiune, așa se numește. Da. Adică, de exemplu, moțiunea este... Da, dă-mi un exemplu, da. Facebook face mai mult rău decât bine, dau un exemplu. Și vine francezul, bonjour, și o altă și contra. Treaba. Da. Și de exemplu, când vezi, dincolo de argumente, că argumentele le are și românul, dar felul în care vorbește cu pasiune, cu încredere, de ce? Nu că e mai deștept, ci că a făcut în școală public speaking și debate. Și atunci, tu, românaș, cu... și asta vezi și în corporații. Vezi managerul român care e foarte bun tehnic și vine un expat de afară care ține o prezentare. Românul e... ideea e că ce voiam să vă zic eu, adică mort în cadă, pe scurt, moartea pasiunii cu hashtag și vine neamțul. Pe, hello, dragilor, ce voiam să vă spun legat de chestia asta? Aș vrea să vă gândiți la final toți sunt exact. Nu știu ce vinde, dar vreau două, știi? Dă mai multe. Da, adică, n-am înțeles om, da, chiar foarte tare la asta. La pauza dintre la Any Given Sunday. Și asta e faza, că românii, uite-te, Cătălin, peste tot, românii, noi românii suntem foarte talentați și la nivel de individ, și la nivel de țară, avem toate formele de relief, dar avem aceeași problemă din naștere. Nu știm să ne vindem. Și dacă vrei, că știu că ești pasionat de istorie și dai multe metafore din istorie, gândește-te că noi n-am fost imperiu. Noi nu avem în ADN-ul nostru chestia asta de a cuceri, de a cuceri, să te ridici, să spui... Invers, tot timpul să ne apărăm. Defensiv. Vine romanul, vine turcul, vine neamțul, vine austriacul, vin toți, rusul. Și asta metafora... tu spui că se vede, adică direct, e palpabil, vizibil la orice... Da, doar că acum eu lucrând cu atâția copii, cu echipa mea, că avem o echipă de antrenori care lucrează copiii, mi-am dat seama că noi ne naștem perfecți. Adică dacă ți-arăt un copil din ziua de astăzi de 8 ani, am avut tot de 1 iunie acum o sesiune TED cu 20 de copii care și-au vândut o idee într-un mod antrenat în 2 minute. Dacă vezi, Cătălin, subiecte în primul rând, din noua generație, despre univers, despre mediul înconjurător, despre poluare. Atenție, la 8 ani. Și nu doar subiecte, dar cum le livrează. Și tu de unde iei copiii ăștia? Păi sunt...
se înscriu, părinții copiii pe net, sau majoritatea sunt clienții mei adulți din corporații, antreprenori. Care au copii. Exact. E ca și cum te ne cunoaște noi, da, în companie, te-aș antrena pe tine pe vânzări sau public speaking și auzi că am fac înțeles. Și așa și zici copilului, îți aduci pe al meu. Că eu am pierdut trenul cu ghilimele, da, dar măcar el să... Pe el îl ajută clar în viață treaba asta. Poate să n-ajungă om de vânzări. Dar exact cum ai spus asta. Tu, nu e despre exact. De a vinde ceva. Ce înseamnă? E de a-mi convinge mama să-mi ia ceva. Sau... Exact. Exact. Și aș mai forța un pic nota. Nici măcar nu îi învăț eu la 8-9 ani, ci doar îi țin într-un context de joacă, pentru că ei deja știu să fac asta. Ideea e să nu-i stricăm. Știi unde e durerea cea mare, nu? Că vii tu și vorbești despre asta. Vine un specialist pe educație financiară și vorbește despre asta. Vine, exact cum ai spus tu, un doctor sau un medic pediatru și vorbește. Adică par foarte simple treburile astea și noi continuăm cu Romanul Ion. Acum, Doamne ferește să nu înțeleagă lumea că avem ceva cu Rebreanu ăsta. Nu, e foarte bine să citim. Dar e țăranul care bagă mâna în pământ și ridică pământul și îi pare bine că are 50 de hectare și exagerez, dar vreau să zic. Versus, haide mă să vedem ce înseamnă să poți vorbi, să nu... Sau din fericire, părinții de noua generație au înțeles treaba asta și da. Investesc pentru că în eu n-am făcut asta la... Exact. A crescut sistemul privat de învățământ. Ok, sunt de acord, în toată lumea își permite. Pe de altă parte, îți mai spun un lucru. Foarte mulți părinți nu vin ei la un curs de public speaking, că nu au bani, nu își permit, nu vor, dar zic, eu nu vreau, nu pot, dar ți-l trimit pe al meu. Și ăsta este un KPI, adică un indicator că lucrurile se schimbă. Noua generație, sigur, atât de blamată, că n-au chef de muncă, că e tâcă, da. Sunt de acord. Toți Z-ul vor să... sau cum e, Gen Z. Gen Z. De exemplu, întâlnesc copiii la cursuri și zic, ce vrei să te faci când o să fii mare? Și zic, eu deja fac la 10 ani. Ce anume? Vreau să fiu vlogger. Vreau să fiu influencer. Dar și am întrebat, am pus o etichetă, recunosc, am crezut, mamă, iar cu vrăjeală, cu majoritatea influencerilor n-au niciun content, de-aia nicio expertiză, de asta ajung în depresie, că nu știu, mă, tu ce n-au faci nimic exact. Concret, da, cum zice bunica mea, cum zicea bunica, dom'le, carte de muncă ești tu? Da, unde e carte de muncă? Păi eu sunt gutar, lasă-mă mă cu astea ale tale, te duci tu la oameni să vorbești. Da, copiii de astăzi și despre ce vor să vorbească, l-am întrebat pe acel Victor, zice, despre ce vrei să vorbești? Vlog despre avioane. Îți dau cuvântul meu de onoare că tăinile că peste o lună îmi scrie mama lui fericită despre, iată primul episod cu Victor făcând, și a prins mic, curaj după curs. Și ăla mic vorbea despre avioane, făcea la vlog. Modul concret, nu metaforic la avioane. Da, da, da. Cum se construiesc? Deci nu e despre dacă o să ajungă sau nu influencer, că nu e. E despre faptul că generația de astăzi, până la 18 ani, deja experimentează business. Au idei de antreprenoriat, da. Sunt curajoase. Eu aici voiam să ajung. Că noi doi poate am trăit o... ne-a influențat comunismul și toată artileria de eu te-am făcut, eu te omor, Cătăline. N-ai voie să vorbești cu străinii. Nu ne faci de râs. Toate lucrurile astea. Acum, noua generație crește cu... E foarte important să-ți dezvolți potențialul. Ești foarte creativ. Adică auzi piciurile astea de la părinți. Da. Și atunci copilul... el nu mai are nu mai are legătură cu comunismul, cu da, cu niște constrângeri, cu niște... Da, e conectat cu tableta direct și cu YouTube-ul și cu toate chestiile astea. El se închide în cameră și rezolvă toate problemele pe care le aveam noi acum 20 de ani. Și noi îi condamnăm că ei nu mai au chef de muncă. Păi nu, ei vor doar muncă eficientă. De ce să înveți tabelele lui Mendeleev pe din afară, dacă nu înțelegi cu ce te ajută? Și mie îmi pun unele întrebări de mă duc în cameră la mine și încerc să le rezolv, știi? A zis eu la 15 ani, am mai spus asta, am văzut despre cofragul de ouă la tehnologie. N-aș putea învăța alte 10 materii, gen educație financiară, gen cum să vorbim public speaking, și alea toate înșirate de tine și încă alte câteva. De și ce răspuns îi dau? Cum ar fi fost ca ora de chimie să înceapă așa? Salutare, dragi copii. Băi, vreau să vă spun la început că nu o să faceți voi mare lucru cu chimia asta în viață, nu vreau nici să învățați pentru note, eu vreau să vă spun o singură lecție care o să vă ajute toată viața. Dacă nu e chimie, e istorie. Da. Dacă nu e chimie cu partenerul, dacă nu e chimie cu un profesor, dacă nu e chimie cu un om drag, e istorie. Dacă nu e chimie cu publicul, dacă nu e chimie cu un client, e istorie. Și chimie e peste tot. Uite, de exemplu, atunci când eu o să vă invit pe voi în față să veniți, corpul vostru secretă un hormon care are formula carbon 9 hidrogen 13 azotat,
numită adrenalină, care te va face să îți pierzi un pic controlul, să fii un pic de excitement și să ai un pic de stres, că vine la pachet cu cortizolul, alt hormon. Ei, dragilor, nu o să țineți voi minte formule, dar e important să știți că întotdeauna în viață chimia o să fie lângă voi. Când o să te îndrăgostești, o să ai fluturi în stomac, să secretă alți hormoni. Când îmbrățișezi un copil, o să secretă oxitocină, o formulă chimică, o să aflăm despre ea. Ți-ar plăcea chimia așa? Da, e altceva. Deci dacă nu e chimie, e istorie. Despre istorie o să vă postească colegul meu de cancelarie. Bine ați venit la istorie. Vreau să vă spun o lecție care o să vă ajute. Nu trebuie să țineți minte anii. Cine nu înțelege istoria, este condamnat să o repete. Dacă tu nu înțelegi cum s-au comportat alții în istorie, o să repeți ce au făcut ei și o să vezi că se repetă și anumite pattern-uri. Și asta are legătură și cu tine ca și copil. Dacă îți înțelegi pattern-urile din istorie, din copilărie, din cum iei decizii, poți să înțelegi cum iei decizii în general. Deci, prima lecție în istorie, dragi copii, cine nu înțelege că istorie, condamnat să o repete. Iubeam și istoria și chimia dacă începeau așa. Da. Și tu. Mulți spun treaba asta. Da. Dar când încep cu bună ziua, bine ați venit, da, tabelul Mendeleev. 88, linioară 90, prima bătălie de la cutare, cutare, știi? Nu mai rede, notează că te da, ascult. Da, tu înveți papagalicește, că ești obligat să iei note. Da. Pe și asta n-ar fi o problemă, Cătăline. Dar ajungi la 21-22 de ani, doxă de carte și 9-70 peste tot, ești premiantul școlii și repetentul vieții. În viață. Că te întreabă, salut Cătăline, ce și să faci concret? Bine ai venit la noi la podcast, vrei să te angajăm? Spune. Și tu zici, păi eu la 9-70 la master. Am înțeles. Ceva concret. Ce vinde-te faci într-un tu? Minut. Da. Exact. Spune ceva despre tine. Ai un minut și fii atent. Dă drumul la aceea și poți să ajungi la Apple. Vânzarea într-un minut se numește elevator pitch. Și noi zicem așa, un minut bridge, vin și te ridici. Deci de unde e metafora aia cu liftul? Dacă da. Te-ai întâlnit cu clientul visurilor tale în lift și ai merge un minut, da. Ce îi zice? Zici? Și oamenii ori nu zic nimic în România. Bun, ce se întâmplă în minutul ăla? Da, zine. Păi, ar fi, primul rând, este nevoie de un icebreaker. Adică, de exemplu, o întrebare. O poantă, o, nu da, știu, o ceva. O autoironie, da, un citat. Ca să-mi captezi atenția, da, nu? Ia stai mă puțin, că ăsta da, e... Da, se numește să treci testul sprâncenelor. Adică da. Eu când zic ceva, tu zici hopa! Și două secunde pauză și pe aia spun uite, salutare, eu sunt Cătălin Oprișan, sunt fondatorul podcastului, vreau să știu și aș vrea să știu despre tine cu ce te ocupi. Gata, știi, da. Și omul zice, știi unde văd reacția la Simon Cowell ăla de a inventa toate cursuri astea de talente, Got Talent, X Factor și așa mai departe. El stă. Ha, că mai avem un concurent, nu știe cine e. Apare la pe scenă, zice, hi, my name is Cutare și începe să vorbească despre el. Și el îi vezi reacția, camera filmată pe hop. Aia zic. El a mai auzit 100 de cântăcioși în ziua aia. Bravo. 100 de prestidigitatori, 100 de magicieni, 100 de recitatori, 100 de dansatori. Dar de ce a ridicat sprâncenele și s-a uitat la ăla? Pentru că ăla își dă aici și cântă din gât. Sau ceva, nu știu. Deschiderea unei conversații, a unui apel telefonic, a unei discuții la networking, o postare, e nevoie să aibă două obiective. Unu, să atragă atenția și doi, să strânească interesul pentru subiect. Amândouă în același timp. Da, e greu. Ai văzut, când intri pe că tu ce Facebook... Tu ce simplu o ce zici tu acum. Da. E foarte simplu. Ia fă-o. Intri pe Facebook, intri pe Instagram, oamenii dau scroll, scroll, scroll. Da. De ce? Că prima propoziție nu-i captează atenția omului. Și atunci, degeaba ai tu good content, conținut foarte bun după 25 de secunde, că nu mai îți dă lumea timpul ăsta. A scăzut foarte mult span of attention, cum se numește. Da, nu poți să stau atât asta. Ești interesant, au trecut 10 minute și e ca în film. Am auzit că e mișto ăla, mă uc acasă și nu trage nimeni cu pistolul 20 de minute. Da, adică dacă nu-ți place trailerul... O fi bun. Știi, dar dacă n-am auzit o împușcătură, exagerând acum, știi, așa și... Bun, dar dăm din casă acum, te rog. Da. Te duci la companii uriașe. Da. Adică tremură carnea pe tine când auzi de numele lor. Ei nu știu treaba asta sau oamenii din compania aia nu știu la modul... Fără să dăm nume, da. Că aici nu e... Foarte bună întrebarea asta. Adică... Din perspectiva faptului că noi facem o confuzie. În psihologie, asta se numește efectul de halo. Da. În care noi spunem că jucătorul Hagi
va fi instant un foarte bun antrenor doar pentru că îl numim. Da, Hagi a devenit un mare antrenor pentru că a înțeles că trebuie să dezvolte alte abilități. Dar sunt zeci, sute de alții care nu. Da, adică un bun expert, Cătălin, nu este un bun om de vânzări sau speaker despre subiectul unde este. Și aici se întâmplă... Da, sunt două abilități total diferite. Tu ești un inginer incredibil sau un programator genial, bun, că lucrez cu foarte mulți programatori din top, perfect, 10 din România și văd, au o minte genială, sclipitoare, dar felul în care își prezintă ideile este o altă abilitate care se învață separat. Și atunci, de asta oamenii nu știu să-și vândă ideea, dar au o idee genială. Și uite, o să-ți dau un exemplu concret pe studii. În Silicon Valley s-a făcut un studiu, atenție, pe programatori, și o să vezi surpriză. Un programator bun, se spune acolo în studiu că ar câștiga între 60 și 80 de mii de dolari net pe an, iar un programator bun, același de mai devreme, ca abilități și cunoștințe tehnice, care își vinde și ideile în public, adică face și prezentări bune despre ce codează cu capul la genial. 0-1 și toate alea de noi nu le înțelegem. Câștigă cel puțin 2x. Serios? Serios. Și te întreb eu acum, dacă în domeniul ăsta, întrebare retorică, dacă în domeniul programării, unde nu se credea niciodată că se ajunge la nivelul ăsta de diferență de abilități, da, și salarii și ce vrei tu, doar pentru o abilitate. Deci, dacă în domeniul ăsta există așa diferență, te întreb eu, cum este în celelalte domenii unde este people oriented din prima, ca manager, ca leader, ca antrenor, ca om de vânzări? Oare aceste abilități fac o diferență sau nu? Păi, tocmai zis. Zi-mi, te rog, așa, tu pleci pe două piste ca să înțelege. Una, tu te duci la o companie mare și le explici oamenilor de acolo, da, ce au de făcut, dar tu poți să și formezi, adică... Păi da, păi asta facem, antrenament. Dar dacă eu nu sunt... Nu există așa ceva. Nu există. Nu există așa ceva. Deci materialul... Da. Regula din sportul de performanță se aplică și în dezvoltarea abilităților de vânzare. Eu sunt speriat, îmi rod unghiile, când încerc să vorbesc, transpir cu tare. E ok. Ce fac? E ok. Tu mă înveți, tu mă faci? Regula din sportul de performanță se aplică și aici. Antrenamentul bate talentul. Am înțeles. Noi l-am jignit pe David Popovici, dacă am spune că 4-7-58... sau cât e recordul, da, mondial, se poate dobărâ dacă te antrenezi 4-7-58. Deci, oricine poate să fie David Popovici în domeniul lui, dar nu toată lumea e dispus să muncească precum muncește David Popovici. Asta e diferența. Toți am putea ajunge acolo. Exact. Deci eu nu am întâlnit un speaker netalentat din zeci de mii pe care i-am antrenat în toate corporațiile și antreprenoriatul românesc. Dar, în schimb, Cătăline, ce am întâlnit au fost oameni autosuficienți, oameni care au fost la modul, da, eu știu, dar... A, mai veni și tu acum, da, să... Dar nu sunt dispus să fiu coachable. Cea mai importantă abilitate a unui om la început este de a fi coachable. Dacă tu ești coachable, am rezolvat restul. Pentru că dacă îți rozi unghiile și orice, o rezolvăm nicio problemă. După 3 luni. Spun ce am de făcut, îți spun care e mindset-ul. Deci sunt 3 lucruri importante. Mentalitate, bun, tehnică, bun, și antrenament. Și ăsta este un cerc fructuos, adică o iei de la capăt mereu. Da, deci felul în care gândești, asta se aplică și în sport. Dar trebuie să fiu dispus să fac asta, adică să nu... Ca aia în fotbal, zic, ca în sport, da, nu în fotbal. Imaginează-ți nu că... după două săptămâni să fug. Da, imaginează-ți că tot ce am povestit eu acum și tot ce ține de educație în general, care în paranteză, educație nu este egal școală. Școală, da, obligatorie, educație e o viață întreagă. Deci tot ce înseamnă educație este pe sistemul din arte marțiale. Când elevul este pregătit, apare și maestru. Adică metafora ar fi așa. Cătălin Oprișan este într-o cameră de hotel care se poate deschide doar de pe interior. Iar pe hall sunt antrenori, psihologi, cursuri, YouTube, podcasturi și toți spun, Cătălin, ești talentat, deschide ușa. Nu vreau. Că eu pot să o deschid doar eu. Exact. Și dacă tu nu deschizi ușa, să zici, sunt dispus să fiu vulnerabil și să greșesc pentru a deveni de la pion la campion, nu se poate întâmpla nimic. Știi, bancul ăla, de cât psihologi ai nevoie ca să schimbi un bec?
Da. De unul, dar trebuie să vrea și becul. Da. 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 Și de asta noi organizăm inclusiv o conferință pe 7 iulie, care se numește De la pion la campion în vânzări, unde arătăm oamenilor metafora dintre șah și vânzări. Știi, de exemplu, bănuiesc că te-ai mai jucat șah, nu? Da. Ok. Știi, de exemplu, că pionul este cea mai slabă piesă în deschiderea partidei. Și vulnerabil și... Da, dar este cea mai valoroasă piesă când în ajunge, finalul partidei. Când ajunge... De ce? Că se poate transforma în regină. Când ajunge ultimul. Exact. Este singura piesă. Dar care sunt condițiile ca să întâmple asta? Unu, să încep cu finalul minte. Adică să înțelegi că scopul tău este să ajungi la final. Doi, cine are un de ce poate sporta orice. A zis unul mai fraier, Nice sau ceva de genul ăsta. Fratele nostru. Băiat de la noi, de la bloc. 3. E nevoie să te antrenezi constant. Antrenamentul bate talentul, adică pătrățică cu pătrățică. Cum merge pionul. Cum merge pionul. Nu stai șmecher să mergem pe diagonală. Momentan. Da. Da? O luăm. Și apoi să fii dispus să te sacrifici ca să ajut pe alții. Pentru că pionul mai oferă ideea asta. Că unii pion se sacrificați pe drum. Dar unii ajung, tocmai pentru că sunt sacrificați alții de dragul de a câștiga spațiu. Corect. Și când ajung acolo, pe mine mă transformi. Exact. Și merită tot sacrificiul pentru ceilalți pioni, știi? Dacă mi-ai zice, Andrei, care este pe scurt, dar fără să vorbești tehnic despre vânzări, o definiție. A zice-o pe cea domnului Halagian. Serios? Da. Adică focul la ei. De ce? Pentru că sumarizează tot ce am povestit noi. Dacă un părinte vrea să convingă un copil să meargă la grădi, dacă un bărbat vrea să convingă o femeie că e o discuție relevantă ce va urma, dacă un om de vânzări sau antreprenor vrea să convingă un client și aplică focul la ei într-un sens constructiv, înseamnă așa, că eu o să pun valoare și presiune constructivă pe tine, adică întrebări care să te facă să gândești, să simți, o să-ți personalizezi discuția despre tine în timp ce vin cu ideile mele, dar să le transform pentru tine. Ca asta zicea domnul Halagian, domnule, focul la ei, da. Adică păi dă-l lor să greșească. Da. Da? Dacă tu ții presiunea la tine, greșești. Dacă tu zici, ia zi Cătăline, care e? Salutare, sunt Cătălin Oprișan, noi suntem, facem, dregem, avem. Marș mă, că nu mă interesează. Dar dacă tu zici, te-ai gândit vreodată cum ar fi să XYZ? Salutare, eu sunt Cătălin și astăzi o să-ți arăt că XYZ pentru tine. Oamenii zic, opa, e despre mine, deși e despre Cătălin cumva. Deci de-aia s-au înmulțit toate conferințele astea și lumea vine în număr mare la ele, nu? Adică eu sunt bun, dar îmi trebuie niște chestiuni, adică să mai mă ajut și tu sau... Păi ar fi ciudat să nu învățăm continuu. Asta vreau să întreb, nu e și orgoliu? Adică băi, mă la ăla să mă înveți, eu vând de 10 ani. Da, da, da. Și vine ăsta la costum și la cravat sau la vorba, la mâneci suflecate. Păi da, uite, Dumnezeu iubește pe cei cu mânecile suflecate. Adică e un pic de muncă și antrenament. Da, nu stăm închiși până aici. Da. Bun, trec peste orgoliu? Oamenii, am 10 ani în vânzări. Și vine Andrei, de care am auzit că e miez. Păi stai, mă la ăla să mă învețe ce am de făcut. Am vândut până acum. Nu-s bun? Sigur că totul ține de standardele pe care le ai în viață. Sunt oameni care se vor opri acolo și e absolut ok. Adică nu, faptul că alegi să nu înveți nu e o problemă. Problema este dacă vrei mai mult și faci aceleași lucruri ca până acum. Că vine unul, iar, gen Einstein și zice că asta e definiția nebuniei. Să faci aceleași lucruri, dar să te aștepți la rezultate diferite. Da. Cum n-ai bani? Da. Altfel, dacă îți dai seama că în meseria de vânzări nu există, și pregătește că zic un paradox acum, dacă vrei să te faci medic, dai la medicină. Corect. Dacă vrei să te faci contabil, dai la ASE, în fine. Dacă vrei să faci avocat, dai la drept. Drept, barou, toate. Inginer, poli și așa mai departe. Dacă vrei să lucrezi în vânzări,
E nevoie să ai puls și cam atât. Are puls, bagă-l în curs. Sau de tii, da, tii, are puls, bagă-l în curs. Deci, ce vreau să spun este că este o lăutărie incredibilă. De ce? Pentru că oamenii cântă după ureche. Nu există o școală care să te formeze. Da. Este cărți, training-uri, mentoring, da. Dar nu există o școală ca la medicină, să știi că toată lumea învață aceleași lucruri. Dacă tu, Cătăline, spui, lucrezi în vânzări de 2 ani, e și un pic arogan, nu? Dar dacă eu spun ție, Cătălin, ai încredere într-un medic de 10 ani să operezi un om drag? Bă, e cam la început, nu vreau unul mai... Da, deci ăsta care a muncit 10 ani și a studiat și a învățat în continuu 10 ani, se pare la început, dar tu, fără niciun studiu, nicio școală, nicio chestie, se pare că ești doxă și miezul din dodoașcă după doar 2 ani sau 10 ani. Nu înseamnă nimic. Aș vrea să mă întorc la întrebarea ta. 10 ani este doar vechimea în muncă, nu este egal cu experiența și cu expertiza. Da? Pentru că, da. Ok, poți să fii lăutar, unii vor... Adică ce înseamnă lăutar? Să cânti după ureche. Adică nu e nimic peorativ. Da. Doar că nu ai cum să treci peste un alt nivel. Nu poți să fii artist în adevăratul sens al cuvântului. Nu știi notele. N-ai studiu și așa mai departe. Nu poți să accesezi un anumit nivel de clientel. Asta e ideea. Da. Dar ai văzut, sunt lăutari foarte bine plătiți, da, care au publicul lor. E foarte ok. Eu nu spun nimic. Nu e nimic în regulă cu a fi lăutar. E o problemă cu a fi lăutar și să crezi că de fapt ești la conservator. Și de aici și metafora. Nu e o problemă să fii pion. Problema este să te consideri campion și să fii cam pion. Pion, dându-o. Aia e problema. Da, corect. Deci este un joc al umilității la finalul zilei, Cătălin. Cea mai importantă lecție din șac, știi care e? Că la finalul partidei de șah... Alea amândouă intră în cutie. Și pionul și regele. Pionul și regele ajung în aceeași cutie. E bun asta, deci, da. Deci, ce ne recomandă pe noi să fim, cu ghilimele, autosuficienți sau aroganți, indiferent de vârstă? Când te oprești din educație, de fapt, ai murit. Doar că nu ești îngropat. Ai avut oameni grei, fără să dăm nume, adică da, care au venit să spună, nu să spună ție direct, dar pe care ai văzut în sală și ai zis, bă, băiatul meu, ăsta este șmecher, nu știi, CEO, șmecher pe vânzări. De... Da, clar. Și, o să... și care să-i, pe care să-i vezi acolo în sală. Da, și o să-ți dau un algoritm, fără nicio aroganță, dar lucrurile astea se întâmplă la început. Când eu am crescut și am avut și un brand personal din ce în ce mai puternic, studii de caz interesante, din ce în ce mai puțin oameni sunt așa. Adică e o lege a universului, acție și reacție. Dacă eu sunt un anumit fel la podcastul ăsta și la alte intervenții ale mele, atragi oamenii care rezonează la nivel energetic, clar, și de mindset cu tine. Clar. Și vii deja ca la medicii aia de 15-20 ani experiență, spui, domnul doctor, sunt aici, spuneți ce avem de făcut. Nu mai facem debate. Nu spun că nu se întâmplă, dar destul de rar. Da, și da, pentru da, mine da, e un meci ușor acum. Poți fi cel mai arogant. Dacă totuși ești un arogant simpatic și îți dai voie un pic să... Mergem împreună. Da, nu am o problemă cu asta, că știu cum să diluim. Ai și refuzat? Da, inclusiv politicieni, că sunt foarte... Bun, chiar că e bun asta, vin, învață-mă o retorică, ce să vând, ce să... Da, și na, îți dai seama că acolo e o probă de moralitate și de valori, pentru că în perioade de alea grele de campanie sau pregătitoare, vin politicieni care zic... Bat la ușă ca lumea. Bună ziua, avem și noi, așa vrem să-l antrenez pe X, spune, domne, nu, domne, sunt bani mulți în joc. Eu înțeleg și când aud sume, crede-mă, stau un an sabatic, dar zic, nu, e ok. Dom'le, e confidențial, am înțeles, dar eu dorm seara capul pe pernă și sunt eu cu mine, nu-i suficient? Ce să învăț pe cineva să spună mai bine nimic? Păi am fost pe la matematică. Nimic, la orice putere rămâne nimic. Tot nimic. Și atunci prefer să antrenez un copil de 8 ani care vinde mai bine o idee în care el crede și ajută pe ceilalți. Îl ajut pe Cătălin din corporație să vândă un proiect care va schimba și va inova ceva în lumea asta. Deci în momentul de față eu sunt la nivelul în care îmi selectez proiectele am și înțeles, clienții. Corect. Dar și nu zic cu aroganță, spun că este cazul ideal pentru oricine să ajungă acolo. Finalul minte este nu să ai clienți, Cătălin, ci să ai clienții care cred în ce crezi tu. Asta este... Da, că așa le iei banii,
Dar gândește-te că și, și... Da, dar asta este și în sport. E și în sportul de performanță. Scopul nu este să ai 11 jucători care alergă după minge, ci să ai 11 jucători care cred într-o filozofie de joc și să înțeleg sistemul și așa mai departe. Exact. Dar uite, revenind un pic la ceea ce spuneai tu la început, nouă nu ne e ciudă că un discurs de al lui Guardiola nu seamănă deloc cu unul de al nostru? Adică la tot lucrurile le spune. El are vorba ta 20 de inși într-un vestiar, da? Bine, în primul rând, băiatul a gândit vestiarul rotund. Aia zic. Cum să te ducă mintea la așa ceva? E o chestie simplă, dar azi nimeni nu stă în colțuri, eu când stau cu fața, mă văd toți. Adică e foarte, știi, sau... Bun, dar de ce la ei e altfel? Adică uită-te la noi. Când vii și ține unul un discurs în română, da? Moartea pasiunii. Moartea, am lasă-mă cu ăsta, pac. De ce? Limbaj de lemn, clișe, da. Nu se aude nimic. Ne-am dorit mai mult victoria. Ăla lucrurile alea le spune, da. Guardiola. Cel mai mișto e la interviurile de după meci. Aoleu. Combinații de luate câte cantre. Exact. Bun, ăla când vine, de ce are altceva? Doar pentru că e în engleză sau în spaniolă? Nu. Ăla pune și un suflet, ăla plânge, ăla jucătorul care are 400 de meciuri în Premier League, îl ascultă, stă așa și cur lacrimile. Adică nu cred că îl mai miști pe ăla. Ăla are 400 de dueluri, are 20 de meciuri cu contra lui Manchester United, lui, da, Liverpool și Arsenal. Nu cred că îl mai... Fii atent, ia oprește-o puțin să spun eu un gladiatorul și tu plângi de nebunești. Dar plânge după minut jumate. Bate, noi nu știm, și apare peste o lună discursul motivațional al lui Pep Guardiola în pauza meciului cu tare. Steve Gerrard, știi bine, vine, da. Și e 3-0 pentru Milan și fără ce facem, bă? Ce facem, bă? Ia închide-mă ușa, ieși afară la antrenorul, cine era managerul. Țipă la ăia, ies să termine 3-3, bat la penaltiuri. Noi aflăm după o lună. Un singur lucru ne diferențiază. Mentalitatea. În paranteză, educația. Și m-aș juca un pic cu cuvântul educație. L-aș transforma în educație să-ți fie bine. Deci educație în egal școală. Uite, o să-ți dau, văd cartea lui Adrian Mutu în spate. Adrian, de exemplu, mi se pare că are un discurs destul de articulat, coerent. E un băiat citit, dar întrebarea este, pe unde a umblat? Păi ia să vedem. Parma? Ia să vedem. Chelsea, Juve... Înțelegi? Adică te uiți. Iar, nu că sunt subiectiv, că am început cu teoretic rapid, dar uite, mă uit, Ovidiu Burcă. Se vede că este un pic diferit de mulțime. Este un tip cu pasiune care trage... generația nouă de asta? Uite, că nu m-am gândit la asta, dar există și treaba asta. Uite, eu l-am avut antrenor și îl salut dacă se uită la podcast pe Mihai Teja. Pe bune? Da. Și domn profesor, că nu-mi permis să-i spun altfel, avea un discurs foarte inspirațional. Mi-aduc aminte și acum că spunea, băi, eu știu unde vreau să ajung. Am citit la Ajax, la... Da. Am fost el în toate astea. Omul a pus mâna pe carte, cum ziceam. Da, și am citit, am învățat și știu unde vreau să ajung. Și a ajuns. Că atunci nu eram la copii și juniori când ne antrena pe noi. Și uite, peste 10 ani sau 15. Și nu e doar că e din noua generație, dar se vede că e pe educație și pe mentalitate de afară. Și asta este. Are un speech foarte coerent. Adică știi care este drama? Că găsești atât de puține speech-uri articulate în sportul românesc, încât le ridică la nivel de artă, dacă... Da. Ia gândește-te în Franța. La pauză să dau interviuri. Da. Păi, de ce? La Learcă se oprește în drum spre vestiar. Da, tu știi că ea antrenează? Nu. Uite, sunt niște oameni faini la FRF, am avut niște discuții cu ei, să gândim niște proiecte pentru școala de antrenori. Și sunt niște oameni din școala nouă, gen Vlad Munteanu și așa mai departe, da, cu care am povestit că poate corelăm... Da. Și au venit Nicolae, în... Martean, și îmi povesteau, care... Da, și cu Lucian am vorbit și îmi povesteau despre... că vin numai cu idei de afară. Și am zis, salutări pentru treaba asta. Deci, încă o dată, se poate și la noi, Cătălin, și eu am încredere că ușor, ușor o să vedem alte discursuri la televizor, da, la interviuri, și oameni la conferința care vin de și, presă. Iartă-mă, oameni care vin și recunosc treaba asta. Eu dacă aș fi avut, exact cum ai spus tu, fix același discurs îl au. Să Mărtean zice, Doamne, ce jucător aș fi putut fi dacă aveam în spate așa. Eu am crezut că presa e împotriva mea, că joacă cei care au impresar, că joacă cei fotbaliștii, nu cei care au impresar bun și așa mai departe. Dacă aș fi avut un sfătuitor în mine,
Eu m-am consultat tot timpul cu familia și cu astea și a fost bine până la un moment dat, dar familia nu se pricepea pe problemele astea. Lucian, întâmplător sau nu, m-a invitat cu el cu soția m-a invitat la școala fetiței lui să țin o sesiune la de public sau speaking. Unde sunt, da, la Lumina, da, da. Acolo la Aversa, da, te-ai dus. Exact. Și m-am dus să țin un curs de public speaking de o oră pentru copii. Și a stat și Lucian în sală și a venit la final și mi-a zis incredibil câte chestii, dacă aș fi știut asta la interviuri sau la emisiuni. Dar omul ce schimbare, că el recunoștea, băi, voi când mă sunați din România și vedeam număr, nu răspundeam. Incredibil. Și acum vine, se pune la masă, stai în fața lui și tu te gândești, mă, fi tu omul răcănosul ăla, și îl spune, nu, numai că nu sunt omul ăla, lasă, uite ăla, că tot se schimbă în 10-15 ani. Dar eu recunosc că am greșit. Eu recunosc că dacă l-aș fi avut pe ăla lângă mine, făceam așa și am zis, băiatule, exact. Tot timpul eram așa, președintele de club îmi spunea, nu vorbi cu presa, că e niște nenorociți care te îngroapă. De ce? V-aș fi dat un... A, nici voi să nu mă călăriți, dar v-aș fi dat un interviu odată la 2 luni. M-aș fi descărcat, aș fi avut cu cine să vorbesc, aș mai întreba, ce mai e, bă, România? Și așa mai departe, el fiind 4-5 ani în Grecia și așa mai... Dar omul a recunoscut treaba asta. Marius Nicolae a spus, am avut o accidentare gravă, dacă aș fi știut cum s-o 7-8 luni am jucat, da? Și așa mai departe. Oameni care, uite, dar vezi, cred că fac parte din generația asta nouă și aici este, fără, Doamne ferește, să vrei să jignești pe cineva. Da, sunt, de exemplu, știu, am colegi de breazlă din zona de training, care sunt în zona de mindset. Adică, de exemplu, Răzvan Marin și Jafer, Denis Jafer de la Dinamo, ei lucrează cu anumiți antrenori pe zona de mentalitate. Și se vede că au progresat frumos. Răzvan Marin e printre puținii care rezistă afară. Da. Nu pentru că dă mai bine în minge ca alții, ci pentru că are de și un multe pic ori de... aici. Ce? Cătălin Munteanu mi-a zis, scuză, mi-am făcut o băncuță unde vin jucătorii și se așează acolo. Și unde mă ascultă ce am greșit eu, Cătălin Munteanu. Uh-huh. Și le spun, bă, voi puteți să ajungeți... Exact ăsta este discursul. În 10 ani, acolo, acum 5 ani unde am fost eu, aveți grijă, nu faceți aia, nu fiți ursuzi. Singurul vostru telefon, prietenul trebuie să fie telefonul mobil. Socializați, vorbiți cu ăia. Vă găsiți bisericuță cu încă altul român. Vorbiți cu brazilianul, vorbiți cu spaniolul, vorbiți și așa mai departe. Și așează pe băncuță. Și le spune, asta eu am greșit, dar tu în primul rând trebuie să ți-o asumi, să regă. Bă, eu am fost Cătălin Munteanu, marș, mă, că n-am greșit niciodată în viața mea. Și-și asumă toate lucrurile astea și spune, nu știu dacă o să ajungi în Spania tu ca fotbalist, tu ai 17-18 ani, dar dacă ajungi, nu campiona mare neapărat Spania, nu fă greșelile astea. Da? Da, uite-te la oamenii care sunt simpatici și se apreciază de public. Cel mai recent exemplu, Zlatan Ibrahimovic. Adică ai văzut ce înseamnă să iei cuvântul și să fii un pic nebun, știi, altă piesă de pe tablă, nebunul, știi? Da. Să fii un pic nebun, dar nebun frumos, așa, știi, cum era și melodia aia cu nebunul de alb, a capturat și regina. Și tu să nu știi că ea o să te huiduie, ea te huiduie și tu în momentul ăla să ai cuvintele la tine, să nu te pierzi. O huiduiți, mă, că asta e cea mai mare bucurie a voastră. Da, exact. Da? Altul să nu știu dacă se pierdea sau să lua, băi, nu vă e rușină. N-a zis asta. N-a rămas nimeni în istorie fiind în spatele cortinei, știi? E foarte greu. Și avem foarte mulți sportivi în România care, din păcate, sunt pe sistemul... Sunt un roman al lui Dostoevski, ținuți în sertar. Știi? Adică e foarte important să transmitem un mesaj sportivilor și artiștilor în general și oamenilor în general să aibă curajul să ia cuvântul. E deschidere la treaba asta? Da, în orice domeniu vorbim. Da, că tu acum te-ai dus... Vorba aia, de la fotbal, la companii uriașe, de te uiți la numele acolo și zici, mamă, să... Da? E deschidere la treaba asta? Da, spre... Nu mai fuge lumea, lasă-mă în pace cu... Nu vorbim aici de câștigurile tale, de... Nu, vorbim, există o deschidere în orice domeniu, adică pe orice palier. Dacă ți-am spus că am avut discuții inclusiv cu oameni din FRF să fac o chestie utilă pentru antrenori, adică mă bucur că există deschidere. Că o să facem sau nu se știe. Deci, vorbind despre o nouă generație de copii, antreprenori, artiști, sportivi, care încep să fie deschiși, să lucreze cu terapeuți, cu trainer, cu psiholog, avem nevoie când avem o accidentare sau deci când nu batem 6 meciuri la rând. Întorcându-l la 13 ani când m-am accidentat, eu aș fi apelat la terapeut, la psiholog, dacă știam că există așa ceva în momentul ăla. Și era ok și în familie și la sport să ni se spună asta, dar... Nu a fost să fie. Da, tu aveai atunci, ca să nu ne ascundem ideea că, bă, nu-s nebun.
Da. Nu-s nebun ca să mă duc la un psiholog. Da, sunt nebun dacă mă duc acolo. Da. Cum să afle colegii sau... Asta era mentalitatea până acum 5 ani. Nu, nu o dăm înapoi. Da? Păi ce mă vede la că intră acolo, scrie cabinet de psihologie. Bă, l-am văzut la că intră acolo, e dus. Cătălin, asta era... fără să... ca să iau ideea ta de la început, fără să te perii, tu și cu alți oameni faini din țara asta care faceți podcasturi și dați content util și educațional oamenilor, îi ajutați pe cei din ziua de astăzi doar cu un click pe YouTube sau să română, da, în altă parte să noi n-am avut asta. Să aibă altă perspectivă, asta spun. Noi n-am avut asta. Deci, astăzi, așa erau vremurile. Și fără să plătești poți să fii educat. Trebuia să te duci la o bibliotecă, la o ceva, să citești. Acum vin oameni ca și tine, că acum nu ne dăm, știi, perile de la unul la altul, dar ca și tine, oameni care vin și, băi, la început eu nu cred în asta. Lasă-mă în pace cu ăla cu speakerul motivațional și cu public speaking-ul ăla. Ce vorbești, mă? Dar dacă el vine și începe și îmi spune, uite, copilul poți să ți-l transform, adică el zice, ia stai mă așa. Da. Eu n-am făcut asta. Eu nu încurajez partea asta cu, domnule, speaker motivațional. Nu, nu există așa ceva. E foarte important să ai content relevant și util pentru ceilalți. După aia să-ți antrenezi un stil de a livra treaba asta. E ca și cum am zice că există fotbalism motivațional. Adică dacă nu ai, știi cum, dacă nu știi cu varza, nu poți să alergi în continuu. Poți să-i dai cărți și să... Deci, bun, tu nu ești speriat pe oameni cu arta de a nu vinde? Nu, pentru că oamenii sunt curioși. Cum dracu vine, mă, treaba asta, arta de a nu vinde? Tu trăi arta de a vinde. Că de-aia te-ai închemat, știi? Păi da, sau? Da, arta de a vinde poate... devine o consecință făcând un proces de a nu vinde. Da, da. De ce? Că e celălalt interesat să cumpere singur. Dar nu e o treabă extrem de simplă, fii atent ce vreau să spun. Am discutat noi la început, pentru cei care n-au prins de la început, deși sperăm că poate s-au uitat cap-coadă, că mă forțez, pui presiune pe mine când intru într-un magazin și îmi spui cu ce vă ajut, versus o să fiu la dispoziția mea să mă. Bun, ăla managerul nu de magazin, de companie întreagă, nu poate să-i cheme, întreb foarte sincer, să-i cheme pe, băi, cât sunteți la parfumuri? Păi avem 8 magazine în toată țara, ok, pe data de cutare ne întâlnim la București. Și ăsta este unul dintre primele lucruri, da? Nu vorbim cu managerul de magazin, ăia care interacționați direct cu oamenii. Cât sunteți, mâncava tata? 65 de inci. Perfect. Voi ăsta 65. Uite, am aflat la ăla, la Andrei. Am aflat la ăla. Am văzut 3 nebuni din ăștia, m-am uitat la ei. Nu mai întrebați pe oameni cu ce vă ajut, că aia vă dau un cap cu ceva. Nu e simplă. Și mâine când ne ducem, cu ce vă ajut? Sau vreți să... Și nu, e simplu, dar nu e ușor, că dacă era ușor, făcea toată lumea. Din punctul meu de vedere, marile probleme în companii pleacă de la felul în care managerii, antreprenorii, șefii, liderii gândesc. Dacă ei au fost crescuți într-un fel, cam așa să o dea mai departe. Aici. Da. Și nu e o chestie de... Unii zic că e și o chestie de buget, domnule, nu ne permite să facem training. Păi, eu pun factual. Tocmai pentru că nu-ți permiți să faci training, ar trebui să faci training ca să... Bravo, da. Cât costă niște training-uri bune în România asta? Dacă lucrezi cu cei mai buni, câteva mii de euro, da? Păi eu te întreb, Cătăline, câte mii de euro se pierd în fiecare zi pentru că o abordare este greșită? Deci asta cu bugetul nu e o problemă reală, de fapt, da? Mentalitatea e o problemă, dacă e vreo problemă acolo. Și de asta e important să spunem că nu toată lumea trebuie să intre în educație. Nu e obligatorie educația. Școala a fost obligatorie. Educația e o chestie despre tine. Educa-ție să-ți fie mai bine. Și dacă ție nu vrei să-ți fie mai bine, e ok. E ok așa. Da, adică, ți-a mers ok. Da, nu trebuie că, toată lumea să iubească o echipă de fotbal sau fotbalul. Există și tenis, există și basket. Deci, nu toată lumea trebuie să dezvolte abilitățile de prezentare, de vorbit în public, de convingere. Nu toată lumea trebuie să facă asta. Dar chestia asta a ta funcționează în orice domeniu, nu? Clar, da. Adică te duci și în medicină și sau la o farmacie, nu știu la ceva. Adică ea nu este că am discutat că nu vorbim despre vânzarea aia propriu-zis, că trebuie să-mi vizi mie telefonul ăsta. Păi, uite, îți dau două exemple în oglindă cu ce spui tu. Am antrenat medici stomatologi să vorbească altfel cu pacienții de pe scaune, ca să nu mai fie... Da. Acum... Că știe că le-i frică, știe că îl va durea, știe că îi face anestezie, îi face cu albinița aia. Da, nu mă dubă la medic. Una e să fii un medic foarte bun. Ai antrenat medici stomatologi? Da. Foarte mulți. Care ei nu prea vorbesc mult. Ei păi luați, bună ziua, bună ziua, și astea când dă treabă. Lovitura și factura. Da, exact. Eu nu-ți fac discurs cu tine, discuție cu tine, că tu nici nu prea ai cum să vorbești. Nu pot să fac doar...
Da, dar ideea este că oamenii au înțeles, șeful clinicii a înțeles că e o diferență între a fi un medic foarte bun și a fi un medic care comunică foarte bine despre... Da. Aș fi vrut să fiu albin atunci, când a intrat-o acolo, bună ziua, bună ziua. Deci o albină mică într-un colț, uite, vorbim unor medici stomatologi. Da, îți mai dau alte exemple. Eu nu vorbim despre corporația cea care trezi din asta, vorbim despre medici stomatologi, de exemplu. Da, dă-ne exemple din astea. Herstiliști. Fete care tund... Părstiliștii, cum zicem noi. Da, make-up artiști. De exemplu, acum vin de la o sală top de fitness. Antrenori care se explice cu ce ajută pe oameni. Domenii care la prima vedere spune, ha, că nu trebuie asta. E normal. Da. Deci uităm de vânzarea propriu-zisă. Da. Eu îți dau un telefon, un card, un ceas, un nu știu ce. Acolo e deja obligatoriu, că e cu subiectul pe masă. Și extindem până la medici, asta nu iese din cap. O să... Unde așa este. Știi? Lasă-mă că mai stau așa un pic ăla, mă duc și îmi bagă sfredelul ăla și cu tare. Dacă vin și spun, domnule, s-ar putea să te coste mai mult, s-ar putea să-ți afecteze sănătatea și așa mai departe. Să și să-ți prezinți ideea, da, nu doar să... Da. Da. Am asta acum, am primit SMS de la o clinică stomatologică săptămâna trecută, au trecut 6 luni de când nu ne-ai vizitat. Te trăgeau la răspundere. Da, corect, știi? Acum 10 ani de stai, ce faci tu, mă cerți că n-am venit pe la tine, eu vin când mă doare. Nu, a zis, mai dă pe la noi. Hai să-mi mai trimit o factură. Vino pe aici, că de, poate dacă vii o dată la 6 luni, nu trebuie să vii după aia în 2 săptămâni. Cu niște dureri crunte, dar vezi că noi nu înțeles, stai acum, adică n-am venit de 6 luni la divan. Păi da, e vorba cum pune problema acum. Da. Că ideea nu era. Felul în care o execută e... Mă duc acolo și ce fac? Hai noroc, hai noroc, hai domnule, mai stăm să mai vedem, să... Nu cum ar fi fost să fie mesajul ăla? Felicitări, Cătălin, că acum 6 luni ai ales să ai grijă de sănătatea ta. Pentru prevenție și ca ia să nu... Ia mă, ce zice... Înțelege, e același lucru spus diferit. Exact ce vorbim noi, de la ce vorbeam despre începutul, da, știi? Asta înseamnă să fii de la pion la campion. Da, când pleci de acasă și vrei să repari ceva în baie sau nu ce, e clar că nu te vei descurca singur în niciun magazin de bricolaj, clar. N-ai cum, doar dacă ești meșter. Dar altfel dacă ești aficionado, da, tot am nevoie de tine. Uite, eu o să spun o chestie, că te urmăresc de foarte mult timp și... Ce mi-a plăcut cel mai mult la tine este că ai vrut să te diferențiezi de ceilalți și slavă Domnului că este un public și printre amatorii de sport, hai să recunoaștem. Cei care urmăresc sport, în general mai ales fotbal, nu au cel mai ridicat IQ și nu e nicio supărare, că vin din... Da, ești că pe vin... stadion, cum se zice. Da. Și nouă, jurnalistul sportiv, ni se spune numărător de corne, adică nu dăm că da, și... nu voi fi niciodată pe palier cu unul care face critică teatrală. Da. Niciodată. Adică tu ai ales mereu să faci storytelling. Cel mai greu lucru în a scrie și a vorbi cu publicul. Pentru că e mai ușor să faci clickbait și să vorbești despre bună ziua, iată. Ia zi-mă, Andrei, 2 de lei, lua 5.000 de euro la un discurs, zici tu, și eu sunt convins, că nu știu dacă vrei să recunosc sau nu, dar sunt convins că la început, pentru că ai avut acest final în minte, băi, eu vreau să vorbesc într-un mod, ți-a fost greu. Foarte greu, da, nu-i de ascuns. Da, și tu aveai targeturi. Eu de ce nu fac 300.000 și fac 140? Bravo, dar tu ai fost pionul ăla care a știut că trebuie să ajungă la finalul tablei să reziști. Eu știu sigur că Lidia Buble este cu cineva mai în vârstă. Dar prefer să o întreb de muzică, prefer să o întreb de direcția 5 și așa mai departe, decât să-i spun, Lidia, zi-mă, știu ce văd. Să facem și noi niște rating. Cine îți face ție poze? Păi, am o zi. Fata nu-ți mai vine sau se uită la tine, ce m-a lămurit și cu tine. Corect. Știi? Și nu e doar de cum port discuțiile, vă de cum ai scris, cum scrie articole și cum face analogii cu istoria, cu... E foarte, exact cum zici tu, e foarte greu, dar... E și respectul față de sine. Păi da, știi? Și publicul e pe măsură. Da, corect și asta. Corect și asta. Dacă erau și orice făceai tu, făcea toată lumea. Generațiile care vin, astea mai tinerele, e clar că sunt schimbate și că au aplecare spre treaba asta. Păi da, pentru nu vorbim că... de cazuri speciale la oameni mai în vârstă, că acolo e mai greu să-i schimbi, da? Adică să spui că ai găsit 1, 2, 3. Nu vorbim, e clar că ai și spus și tu, domnule, dacă omul a trăit așa, băi, mi-a mers treaba, dar lasă-mă. Dar cei din ziua de astăzi au, sunt la un click distanță de orice informație. Păi uite, hai să-ți povestesc spre un studiu care e un trend în momentul de față. Este pentru prima oară în istoria online-ului, când pentru generația Z se ajunge la sunt mai multe căutări direct în search-ul din TikTok, Insta și Facebook pentru un lucru decât în Google. Mai zic o dată, deci generația noastră ar intra pe Google și ar căuta, nu știu, despre curs vânzări, dau un exemplu. Noua generație intră în Facebook, Instagram, TikTok, în special în ultimele două.
Și vede dacă și acolo scrie e... acolo, da. Trainer vânzări. Atenție, da. În bara de search. De ce? Pentru că ai spus, eu am crescut cu tableta și cu smartphone-ul în extensia mâinii. Da. Și ei nu mai înțeleg cum e formal și cum e cum era înainte. Da. Și pe ăsta, pe ăștia nu-i mai prins cu clickbait-uri și alte lucruri. E prins cu content, cu idei, să da. Fii creativ, să-i scoți din tipare, să... Vloggerul. Vlog. Da, deci s-a schimbat total. Atenție, eu nu spun că e bine sau rău. Eu spun doar cum stau lucrurile. Întotdeauna este o alegere. Da, e aurita cale de mijloc. Da. Pentru că eu pot să țip la al meu, să-i spun, bă, dar tu stai cu telefonul ăsta în mână și el spune, uite ce la... Am mai dat exemplu ăsta. El spune, uite la ce mă uit. Este un vlogger, blogger, nu ce, care face 8 chestii despre. Eu pot să-l cer vreodată? N-ai cum. O vulcan care merge, care sunt încă activi în Europa. Nu-i reține, nu-i alea pe toți, dar știe că e ăla din Islanda care când dă drumul la treabă încurcă toată circulația aeriană și așa mai departe. Poți să-l ceri vreodată? 8 iluștri domnitori români de care n-ai auzit și așa mai departe. Și stă cu el și se uită acolo. Ce fac? Îl cer că stă cu nasul în telefon sau îi zic, băi, noi pe vremea noastră ca să aflăm de 8 iluștri domnitori de care n-ai auzit, stăteai 2 zile, 3 zile cu magazin istoric, nu știu unde le găseai tu. Dar un băiat a compilat, o face sub formă de video haioasă, vorba ta storytelling-ul, și în 3 minute ai 8 domnitori. Nu-i ții minte pe toți, dar vine cu o idee. Uite, bă, e Vlad Necatul care că stă în Dâmbovița. Da? Welcome asta in e, the da. New world. Inteligența artificială ne omoară? Păi nu neapărat că... Mamă, locurile de muncă? Eu o să citez, am auzit o chestie tare la un speaker pe care l-antrenam, zicea, a fool with a tool is still a fool. Oh. Iartă-mă, da, așa. Da. Și ideea este că de asta e important să dezvoltăm abilități soft, sociale, de astea de public speaking, debate, să gândim, să fim din ce în ce mai buni noi ca oameni, ca să folosim tehnologia în favoarea noastră. Nu da, invers. Nu să ne ia locurile de muncă. Da, să... ok, există ChatGPT astăzi și intri da. Acolo și îți face tot. Îi dai și el tot. Îți face compunerea. Dar trendul online este să nu mai scrii texte bune, că cine știe ce ChatGPT ai folosit și nu te mai cred. Ci și să fie... Să dai drumul la da. Cameră și să ai curaj să faci public speaking, să da. Înregistrezi tu textul ăla ca oamenii să te cumpere pe tine. Asta e ideea. Ai avut oameni pe care îi lua și i-ai antrenat și încrederea era zero? Nu a ta, a lor. Du-te, doc, vin la tine, dar nu o să... Și ai făcut din ei un miracol? Da, am avut oameni care erau în depresie, erau în traume de mici copii că nu se pot expune, au avut probleme în școală, în familie. Cum și au câștigat, discurs? Atenție, și au câștigat concursuri de public speaking, atenție. Cum e regele, filmul sau ăla da, care da, e, nu? Da, 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 da. Cam ceva de genul discursul ăsta. Regele, că, discursul regelui, că ăla e... Băi, eu știu că sunt bâlbuit. Așa m-am născut, nu râdem despre treaba asta. Și cineva să vină să te convingă că poți fi un bun vorbitor. Nu, niciodată, ba da. Ăla este un... Da, și uite, îți mai dau un exemplu, că vezi și tu în jurul tău, sunt... Foarte mulți din Republica Moldova care vin la noi în artă, da, în cântăreți, oriunde, artiști. Da? Și antrenez și oameni din Republica Moldova care sunt în corporație și știi care e percepția lor? Mamă, deci trebuie să scap de accentul ăsta, că da. Nu e ok. Când ne întreb pe noi ceilalți, ei zic, noi spunem, păi, e super tare, e super carismatic, păstrează-l. Deci care e problema? Piticu. De aici? Da. Nu de aici, momentan. Deci primul meu lucru... Să-l lasă să vorbească la fel și să-i explici exact. Că nu. Adică că să... 10 la fel și al 11-lea... Da. Deci problema lui este, vreau să renunț la asta, că da. Am o conversație interioară, că și... sunt varză, uite cum să uite ăștia la mine, iar eu îmi dau seama că degeaba îl învăț tehnică, dacă nu rezolv primul lucru, el nu dă mentalitatea. Măcar să nu deschide gura de teamă că va zice chișoare sau nu știu, se face de râs. Asta e moldovean. Și de fapt acolo succesul stă în a-l convinge că el e frumos așa cum e acum. Și după aia tehnica în 5 lucrurile astea, dar la modul concret, fac diferența între unul care nu are abilitate, care nu are puterea de a recunoaște că, domnule, am nevoie de cineva care să mă antreneze și unul care este antrenat? Adică se face diferența la modul concret? Vorbind grosomodul, da, nu... Clar, la nivel de leadership, la nivel de aprobare socială, la nivel de diferență între salariu... Da, care contează. Care hai contează. Să ne ascundem. Exact de... cum ai zis tu, 2 ori. Da. Păi la 2 ori, 120.000 versus 60.000. Versus 60.000, hai, te-am pupat. Te pensionezi mai devreme, măcar. 10.000 pe lună. Da. La nivel de carieră, pentru că, gândește-te, pe cine ai promovat dintre 3 oameni care sunt ok tehnic? Pe la care simți că o să prezinte în corect. Ședințele de echipă un pic mai bine ideile.
Deci... Da, tu-ți trei au baza. Dacă ai trei jucători pe care vrei să-i promovezi ca antrenori, să zicem, sau ca, ca cum îi spune, capitan de echipă. De echipă. Păi... Aici e cel mai important ăsta. Păi da. Toți sunt sculă, toți dau goluri, toți ăla apără la cutare. Cine motivează pe ea 10 când e, cuvântul când eu nu sunt acolo? Pentru ei alții. Aia zic. Înțelegi? Deci peste tot. Și încă o dată, nu vreau să... De-aia am dat exemplile astea ca să nu creadă lumea că eu spun despre mine, băi, e important să te antrenezi. Da, e important, dar nu neapărat cu mine. Poți să citești, poți să antrenezi pe YouTube, orice, numai să-ți pese. Dacă îți pasă, restul istorie. E o piață mare asta, în România, în momentul ăsta. Hai să discutăm despre România. Adică există niște oameni care sunt mulți, puțin, cât mai e nevoie. Știi cum se întreabă? Mai e nevoie pe piață? Întotdeauna este nevoie și piața dezvoltare personală din România a făcut niște pași. A făcut. Da, nu știam să o scriem acum. Noi suntem 5-6 ani. Noi suntem în urmă față de state sau alte... Da. Sau de vest. Ei dau ora exactă? Adică din state se dă ora exactă sau cine e șmecherul? Da, cam pe dezvoltare personală, cam ce se întâmplă în state, cam de acolo, tot ce înseamnă zona de business. Iartă-mă, vedeam prezentarea de la un iPhone, mă, totuși un telefon, venea ăla cu drăcia aia în mână. Hai, nu era, hai, noroc, îl bagi în priză, stă trebuie. Băi, era altceva. Trecea o dronă, se deschidea o din aia, la vorbeam, mai se oprea, îmbrăcat omul, lejereanul, gata. Mă bucur că ai spus de asta. Ideea este că Steve Jobs... Se pare că ne place sau nu Apple versus Samsung, da, așa? Da, nicio legătură. Steve Jobs se studiază, prezentările lui, adică de lansări de iPhone, de iPad, da. Se studiază la cursurile de storytelling. Da, întrebarea este, lumea știe că toate discursurile de la TED sunt antrenate și toate discursurile lui Steve Jobs erau antrenate de o echipă? Unul făcea slide-urile, unul gândea regia tehnică, unul era regizor, unul stătea cu el pe scenă, da. Deci, era oamenii, lucrată tot. Asta spun. Ca în orice. Până la urmă, nici Guardiola nu e singur. Nu. Și el îl are pe ăla lângă el, care își Polo, cum îl cheamă, și care e prietenul lui și scrie alea și îi face și nu știu ce. De asta spun. În orice industrie, trebuie să ai mindset-ul ăsta că devii campion cu sprijinul unei echipe. Nici David Popovic nu este cine este datorită doar lui. Da. Părinți, antrenori, prieteni. CEO, exact. Mentor. Și cine e campion înțelege asta. Dar este o meteagnă veche în antreprenoriatul românesc, în businessul românesc, conform căreia, domne, eu le fac de toate, eu le știu mai bine. Dacă nu fac eu, nu se întâmplă. Că nu iese ca la mine. Da. Ce a făcut Guardiola în prima secundă când a câștigat Liga Campionilor? 750.000 de lire sterline, deci 1.000.000 de euro și i-a dat pe toți angajaților clubului. Da. A zis, tată, de la primul până la ultimul, da? Ce a făcut Kun Aguero când a plecat de la City? A luat un Range Rover și a zis, prin tombolă îi dau unui angajat. Că ăla după aia a vândut mașina, nu discutăm despre asta, dar el a spus, fără ăla de bărberea iarba, fără ăla de punea muzică pe stadion, fără ăla de făcea ghetel, nu știu, câți ori fi acolo la ei? 30, 50, 80, 100, eu nu eram aici. Numai noi ăștia 20 de băieți și cu antrenorul. Dar vezi că ei, dar ei de ce înțeleg treaba asta? Știi că am mai întrebat pe foarte multă lume. Nu-mi veni, te rog, să-mi spui că un jucător român când pleacă în străin. Dar ai zis de mentalitate, mă opresc pe drum. Că nu-mi spune că ăla, fără să vreau să jignim, doamne, uite, nici nu dăm nume de țară, ăla din America de Sud, toți de acolo sunt mai șmecheri ca românul? Că peruanul se adaptează, columbianul se adaptează, ecuadorian, numai românul zice, mă întorc la o echipă din România, pentru că antrenorul a avut ceva cu mine după 6 luni. De ce? Ăia toți de acolo sunt mai... Bolivianul e mai mental decât noi, columbianul. Nu. Adică toți de acolo vin, numai românii nu sunt buni. Singura... Avem ceva. Când o să înțelegem că ce ne diferențiază pe noi în minus față de restul este ce stă între astea două urechi. Adică mentalitatea. Da. Și diferența dintre un sportiv sau un om de astăzi și peste 10 ani constă în cărțile pe care le-a citit, oamenii pe care îi va întâlni în perioada asta și felul în care își face upgrade mai des lui decât telefonului. Când te întreabă, avem păi, un nou... Nu e ciudat, Cătăline, ca să punem o întrebare în centrul camerei retorică de altfel. Da. Nu e ciudat și nu te simți ciudat când trebuie să dai mai des update telefonului decât propriei persoane? Ba da, așa adică este. Nu e ciudat? Cum adică ăla să fie mai deștept ca mine și eu să-i fac, da, sunt de acord să fac update, dar tu nu e cazul, eu le știu. Da. Și atunci să semne nota de plată, zic măcar, adică să nu fim...
Corect. Ce urmează pentru tine? Adică ai așa ceva stabilit în afară de, bun, conferințe păi și... Păi conferința pe 7 iulie, sigur, că mulți când vor vedea da, podcastul să... nu mai e, dar dacă da. Îl văd în timp util și vor să vină, avem o conferință de la Pion la Campion pe 7 iulie. Bă, o spuneți voi niște detalii, bun, da. Dar în general oamenii mă pot găsi pe Facebook și pe Instagram sau pe LinkedIn. Asta contează, unde te avem, găsesc? Da, pe toate canalele de socializare, Andrei Dunuță. Acolo noi punem calendarul cu evenimente în București, avem o dată la două săptămâni seri de comunitate, Arta de a nu vinde. Oamenii da? Vin pe gratis și testează, îi antreneze, dau feedback să vadă cum e. Am înțeles. Sau e follow-up, adică pentru cei care au fost deja la cursuri și vor să continue antrenamentele. Altfel mai avem tabere de public speaking, de elevator pitch, de vânzări la munte, la mare, în București. Voi sunteți o echipă? Da, am o echipă de peste 10 oameni care wow. lucrează în zona de social media, organizare de evenimente am înțeles. Și așa mai departe. Deci tu nu te-ai gândit să fii doar tu. Nu. Apropo de ceea ce ziceai, da. Că le faci bine, după toate. Business-ul meu central este pentru corporații, dar pentru oameni și cei care vor să investească din resursele lor, nu așteaptă de la companie. Există acest ecosistem, Arta de a ne vinde, de care spuneam, în care oamenii vin și se joacă. Dar altfel, oamenii mă pot urmări în online, pentru că pun video educațional în fiecare da? Zi. Eu, Arta de a ne vinde are sloganul o nouă filozofie de a face vânzări și eu în fiecare zi de la ora 9:09 pun câte da. 9 secunde da. Pentru o nouă da. Filozofie da. De a face vânzări. E un video. Oamenii au înțeles, dar tot așa, te rog sincer, că nu este vorba despre vânzare, sensul din Dex Online? Da, da, da. Pricep da. Treaba da, asta. Da, da, da. Că merge de la a o convinge pe cea mică să meargă la grădiniță până la a vinde un tank sau un ac. Da, și nu poți dau vina pe oameni dacă a fost altfel, ci este responsabilitatea mea ca... și creator de conținut să educ publicul. Și tu trebuie să schimbi da, asta, așa este. Pentru mine vânzarea este aia. Vine ăla cu tigăile la ușă. Corect. Și așa de acolo am început. Card, că acel card e miraculos. Da, eu am fost în piață la obor să-mi iau nu știu ce. E un vânzător acolo, la tarabă. Care, deci, de acolo până la... Care trebuie să te vrăjească da. Să-ți vindă... Băi, din păcate, asta e școala veche. Școala nouă este despre a înțelege că această abilitate este una dintre cele mai bine plătite în secolul în care noi trăim astăzi. Și cu ea poți să fii medic, stomatolog, asta trebuie să înțeleagă oamenii. Inginer sau om de vânzări per se și să valorezi 2x, 3x față de restul. Iar ai zis de medic și iar mi-am amintit de medic, stomatolog. Omul ăla înseamnă că a avut o deschidere uriașă, nu? Maximă. Vorbim despre patron, că erau nu 30 în sală. Că nu-mi închipu, el a chemat toți medicii din clinică. Da, într-un weekend. Băi, vine unul oamenii să... stau acasă, au venit pe timpul lor. Sigur, unii... Doamne, ce-ar fi fost o muscă acolo. Da. Nu, în sensul că mă gândești, omul ăla ce da, deschidere a avut și... Tu știi cu ce convingere au intrat medicii? Unii dintre ei au zis, ne-a chemat să ne convingă să vindem... pastă de dinți, periuțe, să-l convingem pe ăla, să-i luăm banii. Deci ei credeau exact asta. Cum credeam da, și noi, da, vânzarea. Da. La ce a venit ăsta? Da. Să și când am înțeles casă. Că e despre felul în care ne poziționăm în raport cu pacientul, să vorbim pe limba lui, să face să fie confortabil. De dar oamenii au zis, mamă, ce și a zis, nu vindem nimic? Da, 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 exact. Băi, nu, da. Nu vine să crede. N-ai venit cu ață dentară? Da. Nu, tată. Și și-au dat seama că felul în care ei comunică și creează contexte faine de a se simți oamenii bine, îi fac pe ceilalți, îi face pe ceilalți acel context să cumpere singuri și să zică domnul doctor, nu știu ce vinde, dar vreau două și vin la da. 6 luni acum. Exact, deci asta am vrut eu păi să zic. Asta spun. Eu să am așa ceva, m-aș duce să întreb numai ce mai faci. Exact. Și de fapt, ce, bă, idei, nevoie, ce idei vindeau medicii? Prevenție, nu tratament. Cu când înțelegeam mai bine pacienții asta, toată lumea era fericită. Chiar, mai zine un domeniu, două din astea, așa, în care ai fost, că e super interesant. Adică, astea la vorba ta, la corporație, e ceva da. Normal. Păi, ți-am spus, fitness, foarte mult în ultima fitness, perioadă, da. Beauty, industria de beauty. Adică, hairstyliști de aia nebuni, care da. Sunt plătiți cu bani mulți, da. Dar nu înțelege lumea, știi? Că sunt prea nebuni. Sau, da, care fac, îți fac, da. Da, make-up artiști. Da. Cea mai tare și nouă e micropigmentare. Ce am făcut? Exact. Da, da, ceva tatuaje da, la sprâncene. Și te-au chemat să... Da, la conferințe. Sunt speaker la diverse conferințe de micropigmentare. Da, eu n-am știut cu ce se ocupă până m-au chemat. Erau 200 de femei, una mai frumoasă ca alta, care
S-a fac fost tatuaje. Greu. S-a fost greu? Tot felul de... 200 de femei, una mai frumoasă ca alta, ți-a fost greu, ai vorbit. La început a fost greu, după aia a fost la fel. S-a adunat adrenalina aia de ziceai tu la început. M-am obișnuit, lăsând cum la parte că... A venit Alexandru Chirilă, fost fotbalist la Faru, care acum este la Profit Point și care lucrăm și cu el. Și a venit și a spus și am adus la Hagi, la Academie, și le-am zis că ar trebui să vorbim despre educație financiară. Și oamenii au zis da. Tu vii acum și spui, am fost la Federația Română, Doamne ferește, nu vorbim mai mult, vorbim de micropigmentare și de părstiliși, da? Adică nu numai de fotbal. Și oamenii au o deschidere. Gândește-te fix, te rog, Andrei, acum 10 ani, cum ați fi fost voi doi, ăla cu educația financiară, tu cu... Băi, ești afară, dar vreți să vă batem pe amândoi? Da. Da? Păi, uite, de exemplu, deci, s-au... Rada, jucătorul Rada. A sunat și mi-a zis că vrea să... El e avansat rău. Da. Trupă, haide să facem sport. Da. Deci, își ia ceasul pe mână, își pune camera, începe să alerge. Da, deci, a adus doi nebuni în prima zi, după aia 5 nebuni, după aia 7 nebuni. Și când am fost la Cluj anul trecut și am văzut ce e la Cluj Arena la chestiile la Sports Festival, și am zis, băi nene, el făcea... Noi eram la Ocola. Și când ne-am întors, l-am văzut pe Rada cu bentiță și cu daia la gură cu microfon și cu 300 de aici de făceau sport dimineața și am zis, băi... Dar Rada și-a propus într-un mod intenționat să devină bun la treaba asta. Da. Deci asta spun, că e o chestie să fii coachable. Cătălin, care poți să zic și ceva? Te rog. Omul are și... Are, da, și... Are și e mansardat, adică în afară de ieșim pe centrare și dăm cu capul, da? Omul... Dar vezi, mulți sunt probabil mansardați, că sunt mulți în sportul românesc, da? Nu vor să facă, lasă-mă că merge așa. Din păcate. Bun, ei ce ar trebui să facă? În primul rând să-și asume că au ceva de învățat. Că ăsta e primul pas. First thing, coachable ăla da, tău. Exact. First thing first, cum spune americanul. Sunt bun, sunt șmecher, sunt cu tare, dar trebuie să recunosc că aș mai avea nevoie de ceva. De aici. După aceea... Să nu fie rușine, să nu... Da. Cu cât te obișnuiești cu ideea că mă duc să mă fac de râs și asta este ok, cu atât progresezi mai rapid. Mamă, zbune asta, o să le scriu că rămân și mine. Nu. Păi serios. Rămân, cu cât mai... fac mai mult de râs, cu atât progresez. Și sunt ok cu asta, cu atât am văzut mai rapid. Mai repede, da? Deci cei mai buni speaker, cei mai buni oameni de vânzări, sunt ăia care răspund primii la întrebarea cine vrea să vină în față? Eu. Super, hai vină cu asta. Dar știi că am trăit și asta, mă, până acum eram șmecher și l-am văzut pe ăla cum vorbește despre cuta, nu contează despre ce. Și m-am sacat și am zis, stai ușor, că nu sunt, știi, nu sunt miezul. Impresia ta despre tine asta e, băi, ușor mă vine ăsta să mă învețe. Corect. Și a venit unul și a zis, auzi, dacă ți-aș arăta eu așa cum se lucrează la butoanele astea de la radio, ce-i zice? Ups, opa. Joacă pe asta. Stai așa că băiatul nu e. Hai să vedem. Hai să învățăm. Hai să ne spună cum stăm în fața microfonului. Hai să vedem cum e vocea de piept. Hai să vedem. Ia să-l ascult pe bunicul. Că bunicul știe ce vorbește. Da. Și când mă duc acasă am zis să mor câte nu știam. Dar n-aș fi avut tupeu să vin. N-aș fi, nu tupeu, că nu. Da, orgoliu ăsta așa zic. Da, vulnerabilitate. Exact. La zona a mers până acum așa? Nu. Plus că nu mai merge și așa, plus că asta se schimbă acum în continuu. Noi când ne-am trezit într-o zi de dimineață, murisele toți dinozaurii, nu? Și nu mai era un dinozaur și a apărut să... Eu am crezut că TikTok-ul, pe mine m-a învățat TikTok Ramona de la Neață. Eu am crezut 6 luni de zile, îmi fac cruce de toi minții, că este tip-top. Și ea venea și zicea, hai să mai facem o din aia. Făceam oia, pe cuvântul meu. Și după 6 luni, nu bag în ele, nu nimic și recunoști chestii. Ia zbura mâna, dar ăștia nu dau niște ecleruri, bă? Eclere de alea, nu dau băieții o amandină. Și aia s-a uitat la mine așa și a zis, ce amandină, mă? Păi zic ăștia de filmăm pentru ăștia de la TikTok. Băi, boule, TikTok. Incredibil. Eu am crezut că fac, dar de ce trebuie să mă lăscălâm, bă, eu să fac lip-singing pentru unii de la TikTok? Și a zis, băi. După care am tăcut și m-am dus la campionatul european ăla de anul trecut sau când a fost organizat la noi și am văzut că TikTok-ul era sponsor oficial, nu Google, nu YouTube, bravo, nu Yahoo, nu Gmail, nu știu care, nu Facebook. Da, când a fost pe Național Arena. Și a apărut TikTok. Da. Și am zis, tăticule, sunt șmecheri ăștia, că aici nu prea intri fără 30, 40, 50 de milioane de euro ca să fii sponsor, să-ți joace Franța cu Elveția, campioană europeană sau mondială, campioană mondială și cu TikTok în spate. N-am priceput astea, dar vezi că, uite, ne adaptăm. Zi de zi. Dacă îmi ziceai că o să vorbim o oră jumate despre... Dar eu recunosc, de ce să mă ascund? Te-am văzut la Morar, te-am văzut acolo. Am zis, băi, cu ăștia, cu coaching-ul, cu ăstea, cu speaker-ii, cu tare. Și în momentul în care încep să te uiți și mi-aduc aminte de prezentările lui Steve Jobs, de acum
10 ani, 15 ani, Dumnezeu să-l ierte, ziceam, băi, stai cu minte, că una e să prezinți asta, uite, ține bateria 3 zile și ți-l dau cu 40 de milioane și alta e să-mi ia la 60 de zi, ține bateria o zi. Dar uite ce prezentare a făcut și am înțeles la ce-mi folosește. Și am înțeles că ăsta o să fie așa, așa, așa. Dar vorba ta, în spatele lui erau... Tu mai ai de învățat? Ar fi culmea să nu. Pentru că eu cred că atunci când o să răspundem cu nu la întrebarea asta, o să murim. Dar nu suntem încă îngropați. Și atunci, clar, mentalitatea asta a pionului care are mereu încă o pătrățică și încă o pătrățică și de la pion la campion, adică regină. Și după regină, îți dai seama că și regina și regele și pionul, când se termină partida, adică ziua, ajung în același... Da, tot în cutie. Tot în cutie. Și după aia începe altă partidă, adică altă zi, altă săptămână. Da, și așa e continuu. Da, eu... Și jucăm 400 de partide într-un an. Sunt, 365. Eu mi-am propus un singur lucru legat de evoluția mea, să fiu constant nu în zona de confort, ci în zona de efort. Că avem confort, efort, disconfort. Efort înseamnă cu 1% mai mult decât ieri. Și dacă ai face asta, Cătăline, și tu și eu, da, și oricine, toată lumea, în fiecare zi 1% mai mult decât ieri, am o creștere exponențială, numai ca imensă, matematică. Nici nu poți să o calculezi. Da, dar oamenii sunt pe vrăjeală mare și se supraestimează într-o săptămână. Noi așa ne-am și născut. Descurcăresc din vorbe și din astea. Păi, așa ca nație, ca ADN. Pune o expresie între români și... Adică pune o expresie lângă români. Mă descurc. Ha, că mă descurc, eu las-o așa. Da, asta nu înseamnă, exact, și las-o așa, bravo, dar a te descurca înseamnă că pleacă de la premisa că ceva e încurcat. Da. Adică românul se... Făcuse țiriac sau cine a făcut-o? Dom'le, nu mai spuneți că unde nu trebuie să, unde de pune o șubo, de asta să nu punem colier, o sârmă. Da. Hai să nu mai zicem așa, știi? Asta decât să pun, dacă putem să punem o sârmă, nu punem un colier. Nu. Că la francezul, englezul, spaniolul, pun un colier. Și te prind după aia și te bagi 5-0 acasă, 5-0 în deplasare. Și tu vii și zici, păi ce de la aia conta? Da, de la aia, de la aia, de la aia, de la aia, de la aia. Nutriție, educație, psiholog, antrenament și așa mai departe. Și îți dau 5-0, 5-0. Zici, păi eu n-am terminat pe locul întâi și ăla tot pe locul întâi. Ba da, dar în două campionate diferite. Știi? Andrei Sărumâna, mii de mulțumim. Puneți mâna și căutați-l pe Andrei, că pe mine m-a convins. O să ziceți, păi da, mă, v-ați vorbit. Nu, 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 nu ne cunoșteam înainte. Nu, că ne urmăream, că asta e cu totul altceva. Dar nu, și aș fi zis la început, băi, hai mă, lăsați-ne cu... Dar omul... Și ai niște expresii de om bătrân din astea pe care o să le notez. Focul la tine. Ai focul la tine, da. Și ai din astea de la campion la... De la pion la campion, știi, o să zici, păi da, e limbă de lemn sau nu, 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 e o șmecherie. Mii de mulțumiri că ai fost alături și de noi. Eu și sper că publicul a apreciat intervenția. Corect, corect. Vreau să știu, noi terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. Hai o schimbăm acum, e cea mai rosită, e cea în care n-am gândit un pic, nu? Sau... Nu am luat cuvântul. Nu am luat cuvântul. Și nu, ziua în care nu ne-a mai fost teamă de a lua cuvântul. Corect. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre, indiferent de domeniu, este cea în care nu ne-a mai fost, nu, ne-a fost teamă, deci noi trebuie să schimbăm. Cea mai bună dintre toate zilele noastre este cea în care nu ne-a mai fost teamă să luăm cuvântul. Mii de mulțumiri, toate cele bune, la revedere!